Nu știm cum a fost ziua voastră, dar sperăm ca seara aceasta să fie frumoasă. Frumoasă pentru că vă bucurați că s-a mai sfârșit o zi în alergarea ei, frumoasă că probabil sunteți împreună acasă și dacă nu, nimic din toate acestea, frumoasă pentru că în seara aceasta încă o dată puteți să aveți în fața voastră doi slujitori, doi oameni al lui Dumnezeu care îl iubesc pe Dumnezeu, s-au pus și au pus viața în slujba lui. Vreau să le spun bun venit colegilor mei. Dani. Mă bucur să fim împreună. Mă bucur că te bucuri. Am știut că ești fișteac, dar am vrut să văd ce zici tu la... Tu ești Claudiu. George. George, mai așa, da, deci bun. George, mă bucur că ai venit. Mă bucur să fim la altă. Ați venit bine, liniștiți toți, așa la... Am călătorit foarte bine. Ați călătorit foarte bine, da, ați venit un pic, dar apreciem, chiar apreciem lucrul ăsta. Știți că suntem la o emisiune când vorbim despre noi, despre alții mai ușor, despre noi mai greu, dar până la urmă, noi când vorbim de oamenii lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, rămâne o frază pe care nu o subliniază mulți în Biblie. Probabil oamenii, probabil și noi, dar oamenii când citesc despre noi se uită la tot felul de calități, la lucrări mari pe care le-a făcut Pavel. Și așa. Pentru mine a rămas, fără să exclud celelalte, a rămas ideea aceasta spusă despre Ioan Botezătorul. A venit un om trimis de Dumnezeu. Oameni obișnuiți cu o chemare specială. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. De câți ani ești în slujire? Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta se împlinesc 16 ani de când slujesc. În 2004 am terminat seminarul, am intrat direct în slujire. Deci slujire full-time, da? Full-time, da. La asta. Full-time. Și la tine, George? La mine este jumătate din durata fratelui Daniel, 8 ani. Din 2012 am început în Arad și după aceea în Caraș. Cum au fost cei 8 ani de slujire? Au fost ani plini de lucruri pentru care nu eram pregătit. Ai, mă las. Am fost luat prin surprindere în multe privințe, dar pot să spun că au fost ani binecuvântați, în care alături de soția mea am putut să slujim pe Domnul în județul Arad în primii 4 ani și apoi în județul de Baști, în județul Caraș-Severin. Da, de ce zici că nu erai pregătit? Bănuiesc că atunci când ai intrat în slujire ai crezut că ești pregătit. Da, deci când am gătat masteratul am plecat cu gânduri mari că o să fiu un fel de reformator, dar realitatea de pe teren a fost... Păi ceva tot s-a reformat, nu? Da, ceva s-a reformat, m-ai reformat eu. Te-ai reformat, deci tu te gândeai că îi vei reforma pe alții, da. Și Domnul, da. În timp Domnul ce lucra în viața altora, a lucrat și în viața ta. Da, e curios, o să dezbatem poate un pic, aprofundăm un pic aspectul acesta, că pe de o parte mi se pare normal când ești într-o școală, când ești undeva să pleci cu niște vise, cu toate celelalte și în același timp ce facem între vis și realitate. 16 ani au trecut ușor, greu? Aș spune că au fost ani binecuvântați în care am văzut mâna lui Dumnezeu, dar au fost și ani dificili, grei, cu multe necunoscute. Tu nu le împarți cu zilele, tu le împarți cu anii, știi? Anii, exact. Da. Dar, per total, pot să spun că a fost ani binecuvântați și Dumnezeu a fost cel care, datorită chemării, mi-a dat și suportul, ajutorul pentru lucrarea aceasta. Ai început în județul Arad. Județul Arad, în localitatea Șagu. A fost primii ani, adică primii 4 ani a fost practic, au fost 4 ani de școală, seminarul și 4 ani practic, așa, în lucrare. Ce arădeni sunt diferiți de cărășeni? Poate este ceva diferență între, dar aș spune că fiecare dintre ei, adică și cărășenii și cei din Arad, dacă sunt oameni născuți din nou, sunt oameni care slujesc, care sunt gata pentru lucrare. Diferența o face cum percep viața de credință și adevărata transformare. Cam asta. Da. Care sunt, ca să nu începem cu negativ, așa, care au fost lucrurile frumoase pe care le-ai descoperit în lucrare?
Că sunt și lucruri frumoase, da. Sunt destule și aș putea spune că sunt mai multe decât cele mai puțin plăcute. În primul rând am descoperit frumusețea de a lucra alături de alții. Faptul că Dumnezeu pune alături oameni cu dar, oameni cu inimă, oameni disponibili la orice oră și în orice condiții să slujească, a fost o mare împlinire. Apoi bucuria de a vedea oameni întorși la Dumnezeu prin contribuția mea mai umilă sau mai semnificativă. Asta le lăsăm în mâna Domnului, da. Că niciodată nu... Bucuria de a vedea oameni care cresc spiritual, să vezi că mentorarea chiar are rezultate și că sunt oameni care după 2-3 ani chiar pot să fie stâlpi în lucrare. Se vede diferența, da, se vede diferența, da. Bucuria de a lucra cu copii și a vedea cum la 8 ani poate abia se chinuiau să învețe un verset, dar deja când ajung 12, 13, 14 ani, sunt tineri care au cât de cât o bază și în care există potențial pe care după aceea Dumnezeu poate să-l folosească. Ai lucrat la biserici mai mici de țară? Am început la o biserică mică, Susag, la limita județului Arad cu Bihor, apoi o biserică mai mare de comună, Beliu, și după aceea am venit în Valea, în Măjului, unde sunt 3 biserici media, spune, pentru cultul baptist. Oarecum, lucrând așa în astfel de biserici, ești forțat de împrejurări să lucrezi cu toate categoriile de vârstă, cam în toate domeniile, să fii implicat? Da. Adeseori pastorul trebuie să se priceapă la toate. Dezavantajul meu a fost că nu am fost foarte priceput pe partea administrativă, dar am avut oameni care au suplinit stângăcia mea, că am 2 mâini stângi la partea de administrație. Dar în ce privește partea spirituală, da, pastorul trebuie să facă și lucrarea cu copiii, deși am avut oameni care m-au sprijinit, și lucrarea cu tinerii, și în evanghelizare personală și toate. Cu cine ți-a fost mai ușor să lucrezi, cu tinerii sau cu bătrânii? Aș putea spune că din anumite puncte de vedere mi-a fost mai ușor cu tinerii, pentru că au fost mai maleabil, dar pe de altă parte nu au avut experiență. În ce privește pe cei mai în vârstă, m-am bucurat că am putut să și învăț eu de la ei, nu doar să învăț, dar când a fost vorba de a privi lucrurile puțin diferit, a fost mai grea adaptarea. Da, că avem un șablon și... Da, e ok, poate că este câte un bine în fiecare, în anumite și privințe și câte un rău în fiecare, dar viața nu este întotdeauna ca în cărți și cum ne-am dorit noi. Noi lucrăm cu oameni reale în situații reale. Care au fost bucuriile și dezamăgirile începutului? M-am bucurat când am ajuns în județul Arad, la Șagu, în biserica de acolo, să am frați care, prin excelență, de fapt, Aradul ca și județ, sunt bisericile, sunt în ele, sunt frați care au așa noțiunea muzicală și laudă pe Dumnezeu, și m-am bucurat când am ajuns la Șagu să văd o biserică care are fanfară. Eu eram iubitor de instrument și chiar am cântat pe început, și o biserică care era, se cunoștea că au avut experiența asta muzicală, cântau și după notă, și asta mi-a plăcut. Și mi-a plăcut că și frații care au fost în comitet erau frați maturi și puteam să m-au sprijinit. Au fost ani de formare pentru mine și m-am bucurat că Dumnezeu așa a hotărât să mă duc într-o biserică nu mare, unde să pot să mă formez, Deci nu le înveți în școală chiar pe toate? O, școala, aș spune că te învață undeva la de nota 5, să spunem. Legat de dezamăgire, poate chiar acum, în vremul acesta, e mai accentuat lipsa oamenilor cu care să lucrez, mai dedicarea fraților de a sluji. Greu să mai află oameni care să pot să slujească la amvon la un serviciu divin sau să încredințeze o lucrare care să o ducă fără să-l supraveghezi, fără mereu să-l învingi. Să stai un pic mai liniștit, că... Da. E greu. Asta ar fi o dezamăgire și oarecum
și în bisericile care slujesc acum lipsa tinerilor, pentru că e fluxul ăsta spre oraș și familiilor tinere. Cam asta ar fi. Da, acum discutam cu un coleg și trecem prin aceleași experiențe, nu? Spuneam, dar nu te bucuri că tu dai oamenii mari și buni în celelalte biserici de la oraș? Și spune, da, am bucuria asta. Și apoi tot ne-am permis noi colegial și zic că ai avut măcar un coleg care să-ți mulțumească, zice, unul singur, o singură dată. Asta este realitatea, deci voi cei care slujiți, dar să știți, nu numai cei care slujiți în bisericile de țară sau în orașe mai mici, în România sunt câteva orașe care înghit. Probabil Bucureștiul, Clujul, mai știu, Timișoara, așa la... Deci, practic, și din orășele, așa, mai medii care pleacă, nu știu cât se întorc înapoi puțin, dar deocamdată nu putem schimba noi mersul lumii, asta este. Dar voi îl slujiți pe Domnul cu credincioșie acolo unde sunteți. Să știți că aveți un avantaj, nu pare avantaj, pentru că omenește, așa suntem prinși noi de anumite lucruri, de număr, de una, de alta, dar hai să pun o altă perspectivă, poate o să vă ajute odată. Apostolul spune că noi răspundem înaintea lui Dumnezeu de felul cum am privegheat sufletele lor, știi, și dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și eu m-am gândit într-o zi, dacă la modul serios aș lua chestia asta și aș ști că pentru cei din biserică, eu chiar răspund înaintea lui Dumnezeu, mă spune, Doamne, dar nu-mi da 500, că nu mă pot ocupa de ei. Dăm 50, 20, că teoretic de 20 pot să mă ocup mai ușor decât de 200, da? Deci, într-un fel, poate voi ar trebui să stați mai bine la capitolul ăsta, un pic de liniște înaintea lui Dumnezeu, că am 30, am 50, dar măcar m-am ocupat de ei. Și eu am 500 și nu m-am ocupat de ei, adică ce am făcut? Din 500 mă ocup de 13, știi că așa la tăvălugul ăsta mare, câteodată în cap și intre și așa într-o perioadă din asta de deznădejde în care dacă nu mă pot ocupa de toți, nici nu mai știu unde să apuci, e cu plusuri, cu minusuri, fiecare, bisericile mari au avantaje și dezavantaje, bisericile mici avantaje și dezavantaje, dar până la urmă realitatea încercăm să o schimbăm, nu? Să-i reformăm, dar nu întotdeauna, întotdeauna ne iese. Chiar, de asta a fost o extremă, e bine că n-ai fost în extrema asta, am auzit de cineva că s-a dus într-o localitate și clădirea bisericii era mare, ei mai puțin, că se întâmplă așa, dar clădirea bisericii mare. Și una din primele lui întrebări a fost, fraților, dacă eu vin aici, sunteți de acord să construim o altă clădire? Și frate, eu zic că da, adică frate, dar de ce că știi clădirea bună? Eu zic că dacă eu vin aici să pocăiește tot satul, nu? Că pe mine. Deci apoi, cum se spun, dezamăgirea poate fi, că tu poți să spui și sincer asta, bun, și n-ai dezamăgirea că te-ai dus unde au fost 35, ai zis că se pocăiește tot satul și după 2 ani de slujire ai 28, că mai pleacă unii la Domnul, îți mai pleacă doi în nu știu unde, la oraș, cresc copiii, asta este. Bun, slujirea a fost și rămâne o provocare, dar și o binecuvântare. Și amin. Asta este, depindem de Dumnezeu. Speri așa într-o zi în care în slujire sună urât, cum zic eu, dar să depinzi un pic mai puțin de Dumnezeu și să te descurci un pic, ai câștigat experiența, așa? Sper să n-ajung niciodată acolo. O, Doamne, ar ajută. Fi o mare greșeală. Uneori văd tendința asta, Doamne, lasă că acum deja cam știu eu cum să fac lucrurile, nu mai sunt chiar la început și Domnul e bun cu mine că mă trezește. Uneori îmi pune bariere, alteori mă lasă să dau cu capul, dar ideea este că mi-atrage atenția, nu mergi pe un drum bun. Deci nu mă lasă să merg pe calea mea și la urmă să secer ceea ce am semnat. Da, deci asta cred că este convingerea tuturor că pe măsură ce înaintezi în vârstă, evident, și în slujirea lui Dumnezeu, realizezi mai mult dependența de El,
dar și frumusețea ei, și greutatea ei, și frumusețea ei. Bun, am început cu slujirea, cu toate astea, că asta suntem noi slujitori, dar eu în emisiunile astea urmăresc așa cumva să ne cunoască oamenii un pic și ca oameni. Zim ceva de familia în care ai crescut, în care te-ai născut și ai crescut. Dumnezeu a îngăduit să mă nasc într-o familie de credincioși baptiști. Primii care s-au întors la Domnul au fost bunicii sau bunicii mei, părinții părinților mei. Și Dumnezeu a făcut ca peste ani bunicii mei să fie oameni responsabili în biserică. Bunicul din tata, din partea tatălui a fost diaconul bisericii și bunicul din partea mamei a fost casierul bisericii pentru mulți ani. Și de mic Dumnezeu, prin părinți, a lucrat în viața mea, am fost adus la biserică, am crescut după aia la grupa de copii, mai apoi orchestră, în corul bisericii. A, deci ai crescut într-o biserică cu activitate. Da. Cu activitate, ce a fost bine, nu? Asta m-a ajutat foarte mult, pentru că în anii copilăriei, pot să spun, cântările comune le-am învățat, alte cântare, poate 3-4 strofe și s-au întipărit și m-au ajutat în slujire. Deci cunosc cântările. E și partea în care oarecum Dumnezeu mi-a dat darul acesta și au fost versete din Scriptură care le-am învățat, ori prins foarte bine și prind în slujire. Dar n-ai avut așa momente în copilărie, în tinerețe, în care n-ai avut chef să mergi la biserică, te-ai săturat de una, de alta? Sincer să fiu, nu mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte încă, însă de un episod în viața mea. Eram undeva, cred că, la 15-16 ani. Părinții, la noi era înainte regula în biserică, intri în cor după ce te-ai botezat. Și părinții mei au spus, Dani, vrem să vii cu noi la repetițiile de cor, să înveți cântările, ca la momentul când te vei boteza, să intri direct în cor și să cunoști și cântările. Și să le știi, da. Da. Și mi-aduc aminte că repetițiile erau miercuri seara și așteptam să vină următoarea miercuri să merg la biserică. Pentru că îmi plăceau repetițiile și tot ce se întâmplă acolo. Mergeam cu plăcere. Deci, episodul ăsta mi-l aduc aminte. Da, uite, vezi, totuși înțelepciunea părinților, știi? Că nu ți-au zis să te botezi sau ceva, că asta e o decizie până la urma ta, dar ei au zis, măcar asta putem face. Nu știu dacă s-au gândit ei și indirect, că te vei gândi tu, dar auzi, tu poți intra în cor și să nu știi nimic. Da. Și poți intra în cor să știi o grămadă de cântări și chiar să fii folositor, dar nu, regula bisericii o respectăm. Tu nu vei cânta în cor până când, da, repetiții putem face. Foarte frumoasă idee. Ați fost mai mulți copii? Ai fost singur la părinți? Eu sunt cel mai mare și mai am încă un frate, Emanuel, și o soră, Mirela. Frumos. Și toți trei sunt credincioși? Toți trei sunt credincioși. Fratele meu a făcut și el seminarul, slujește în București. Sora mea e în biserică, în cor, da, tot sunt. Cum e la tine? Eu am crescut într-o familie mixtă, confesional. Tatăl meu s-a botezat la Biserica Baptistă din anii undeva în preajma nașterii mele. Mama mea a rămas în Biserica Ortodoxă și am crescut. Dimineața mergeam la liturghia din Biserica Ortodoxă, duminica, după masă mergeam la Biserica Baptistă, până cam pe la 10 ani. Între 10 ani și 14 ani n-am mai mers la Biserica Baptistă. Mi se părea plictisitor copiii ceilalți să se joace afară vara și o să merg la slujbele Bisericii Baptiste. Dar pe la 14 ani am reluat-o cu mersul la Biserica Baptistă din localitate. Da, în perioada asta de pauză la Biserica Baptistă te duceai dimineața la... Da, mergeam 15 minute. A, deci nu era... Bifam prezența. Da, da, da. Am mai mers cu preotul, cu Iordanul și cu chestii de genul ăsta. Dar, sincer, nu era nimic, vreo căutare intensă după Dumnezeu. Dar pe la 14 ani, reluând mersul la Biserica Baptistă, am avut harul să am un învățător la grupele de copii care avea formare pedagogică, a știut cum să pună problema, să facă lecțiile și toată activitatea de acolo foarte atractivă,
fără să dilueze mesajul. Și astfel Dumnezeu a lucrat la viața mea, am început să mă integrez în lucrarea cu copiii, cu tinerii, încet, încet în lucrarea cu corul și după aceea Dumnezeu mi-a vorbit, m-am predat Domnului și m-am botezat. Frumos, frumos, da. Că asta, asta discutam noi de multe ori, cei care cresc în familii de credincioși au și privilegii, dar pot fi și dezavantaje. Privilegiul că înveți de mic cuvântul, poți fi ferit de multe păcate, vicii și nu știu ce, că te ajută și părinții și conjunctura și celelalte oameni care se roagă pentru tine. Dacă nu ești atent, dezavantajul să devină tot o obișnuință și să nu te gândești atât de mult la nașterea din nou și o relație personală cu Dumnezeu, că ține o chestie de bunici, străbunici și toate celelalte. Da? Și atunci... În cazul vostru a fost frumos că ați avut experiența întoarcerii la Dumnezeu, v-ați gândit, bănuiesc că, cel puțin la tine, crescând în biserică, întoarcerea la Dumnezeu a fost un proces. A fost și un moment așa neapărat dramatic sau doar un... Nu, n-a fost nici nimic dramatic. Undeva la 19 ani am conștientizat că eu trebuie personal să-L iau pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea. Asta s-a întâmplat, încheie în legământul în apa botezului. Și apoi a venit chemarea. Apoi a venit chemarea, da. Și a fost o frământare, o frământare în mine. Înainte de a intra, merge la seminar, în slujire, am activat pentru aproape 5 ani împreună cu armata, la CFR-ul și frământarea în mine a fost mereu, dar eu dedic atâta timp pentru asta, dar pentru Dumnezeu puțin. Și de multe ori lucram în ture și duminica eram acolo la muncă și am spus, da, duminica trebuie să fie un alt loc. Și asta a fost o frământare în viața mea până când am spus, trebuie să o rup cu asta și să îmi dedic viața pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui. Cum de hotărât să te gândești la slujire? Full time? Da, nu am hotărât eu, m-a hotărât Domnul pentru mine. Eram... Și acum pot să spun că încă mai cochetez cu gândul acesta, dar eu eram foarte pasionat de fotbal. Undeva până pe la 23 de ani am activat la nivel amator, semi-amator și încercam să slujesc și pe Domnul, dar eram și în mediul sportiv cu plusurile și dezavantajele lui. Până într-o zi în care, citind de Efeseni, era vara, aveam antrenament după masă și dimineața am citit din Biblie și mi-am dat seama de toate binecuvântările spirituale pe care Pavel le enumeră în Efeseni, capitolul 1, și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, dacă Tu ai făcut atâtea pentru mine, ce aș putea să fac eu pentru Tine? Și în momentul acela am înțeles, nu a fost o apariție angelică, pur și simplu am înțeles clar că trebuie să renunț la fotbal. La urma vreo două zile de bătălie interioară. Mingea era legată de picior. Era legată de picior, vând ce să rup lanțul. Dar primind la Domnului am înțeles că acesta este drumul și cam la vreo lună după decizia aceasta, Dumnezeu mi-a dat de înțeles că au pus în mine toate abilitățile necesare. Ulterior, biserica din Anin a confirmat lucrul acesta. Am mers la pregătirea pentru a putea să slujesc. Frumos, asta e bine. E bună pregătirea, da. E necesară. Da, este de mare, da. Folos. Bun, hai că sunt curios, că asta e partea care nu trebuie să o ratăm niciodată, că știi cum, pe noi ne mai cunoaște lumea, ne mai vede prin amvoane, pe la evanghelizări, pe nu știu unde, nevestele noastre, nu prea, că ele sunt tot pe acolo, dar ele de multe ori duc greu, știi? Ia zi-mi cum te-ai însurat. Am ajuns la seminar, am intrat în anul 2000 și gândul meu, probabil că a fost implementat și din partea fraților profesori, a fost ca undeva pe la finalul anului 4, poate pe începutul anului 4, să mă focalizez pe a căuta ajutorul potrivit al că cele. După asta terminăm, exact. Ne ducem, da, e un șablon. Și Dumnezeu a lucrat că în începutul anului 4, prin verișoara mea, care intrase la dublă, era colegă cu soția mea și astfel am cunoscut-o.
Am cunoscut despre ea mai multe mai de departe și apoi au urmat pașii prieteniei și... Ți-a fost greu să o convingi? N-a fost greu, pentru că cred că Dumnezeu a convins-o înainte, pentru că din partea lui am cerut-o. N-a fost greu și în același timp ea a fost aceea care a fost serioasă și își dorea acest lucru. Deci asta a fost o condiție, de fapt, pe care ea a pus-o sau aș spune ceva. Chiar atunci când am discutat, după ce am cunoscut-o, a fost atentă ce cuvinte folosesc. Dacă noi începem o relație, o prietenie, așa doar să vedem, sau direcția e căsătoria. Pentru că... Deci ea nu prea a avut timp de joacă, de fițe, de figuri, că suntem prieteni, să punem o poză pe internet, ea, ori știi ce vrei, ori... Așa. Da, da, da. Bun, fată bună, Întăret. Fată bună, felicitări. Păi ce să ne pierdem vremea, numai așa ca să ne... pierdem vremea, da? Și aici să fiu sigur că am înțeles bine. Ea și-a dorit cumva și bărbatul să fie în slujire? Cred că și-a dorit acest lucru, pentru că nu știa ce presupune. Că am vrut să întreb dacă și-a dorit atunci, acum când mă întâlnesc cu ea, să o întreb, știut ai tu ce cer de la Domnul, da? Da, nu știa ce presupune, dar și-o dorit, fiind la dublă, văzând, având cursuri și la seminare, din afară o crezut pare, pe ei, pare extraordinar. Și mai ales și la vârsta care au avut-o la anii aceia, tot a fost, să părea roz, extraordinar. Ah, stai că soția ta a fost tinerică, că era încă în școală, nu? Da, 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 sigur. Da. Numai ce a terminat primul an, când noi ne-am căsătorit, eu am terminat anul 4, i-au terminat doar primul an de dublă și... Și nunta la... unde ați făcut-o? Nunta la Glob, de unde sunt. Acolo, Glob, la voi, da, frumos, da. Logona la Ploiești și nunta la... Ea e de acolo din zonă, din Ploiești? Chiar din Ploiești. Chiar, da, din Ploiești, chiar din... frumos, da. Deci a fost bine. Domnul se îndură și de noi, da? Amin. Tu? Eu, din 2002, din anul în care m-am botezat, am început să merg în tabere cu tinerii. Și pot să spun că 6 ani de zile m-am dus în tabere cu 3 gânduri. Să câștig campionatul de fotbal, obligatoriu. Da, să ne înțelegem, da? Să câștig la concursul biblic, să organizau concursuri biblice și să-mi găsesc o prietenă, că dacă da, toți suntem la oaltă, băieți cu fete, să nu pierdem timpul. De fiecare dată mi-a ieșit cu cele două, cu primele două. A treia niciodată nu mi-a ieșit. Dar în 2008, când am avut acel moment dramatic cu FSN și cu renunțatul la fotbal, m-am dus în tabără și am zis, Doamne, anul ăsta nu merg nici să câștig la fotbal, nici la concursul biblic, nici să-mi găsesc vreo fată, merg să te cunosc mai mult pe tine. Și acela a fost momentul în care Dumnezeu m-a binecuvântat cu Ionela și a început o relație de prietenie, la fel ca în cazul fratelui Daniel și a sorei Raluca, cu țintă clară în vederea căsătoriei, și cu disponibilitatea ca Domnul să ne folosească oriunde. 23. Ce aveai, 23 de ani? Da. Ca Domnul să ne folosească oriunde va găsi el cu cale în țară. În țară. A, deci tot așa, că știi, când spui chestia asta, că oriunde, oricum, acum, eu asta prima dată am auzit-o de la cineva care a zis, era, no, avea copii mai mari ca mine, și a zis, știi, în tinerețe când îi spui Domnului, Doamne, ia viața mea, fă tot ce vrei cu ea, nu știu ce, zice, nu că nu suntem sinceri, dar nu prea avem noi habar ce zicem, în sensul că noi oriunde și orice e de cât ne duce mintiuța noastră, că tot o fi bine, oriunde și orice poate însemna cam oriunde și orice, știi, măcar bine că voi ați spus oriunde în țară, deci totuși v-ați demitat. Și a fost, bine. Dar ce a avut Ionela special așa? Ionela, în afară de faptul că i-a plăcut de mine. Bun, asta da. A fost familia în care a crescut. A crescut într-o familie în care mama lor are o soră geamănă. A știut să le dea anumite repere care să le păstreze cât de cât pe o cale dreaptă în anii adolescenței. Și faptul că avea un glas extraordinar, ceea ce mi-a surâs ideea,
bineînțeles, înfățișarea fizică, pentru că n-ai cum să treci cu vederea lucrul acesta, dorința ei de a ne ruga împreună, de a studia Biblia și disponibilitatea ei de a fi soție de slujitor, pentru că nu găsești chiar la tot pasul fete dispuse să sacrifice anumite lucruri pentru slujire. Da. Daniel, aveți copii? Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii, doi băieți. Doi băieți. Andrei, care are 11 ani și ceva, câteva luni, și Filip, care are 4 ani și 2 luni. Copii liniștiți, Domnul să-i binecuvinteze. Sunt liniștiți, da. Iar ascultători până acum. Până acum și chiar de folos, chiar în lucrare cel mare, așa e, cel care ne ajută și cu... Și cum v-ați descurcat cu copiii? Doar voi? Ați avut și pe cineva să vă ajute? Părinți pe aproape? Doar noi am fost. Soția la început, după ce pe Andrei, după ce a născut, au stat cei 2 ani acasă, mai apoi a intrat în învățământ, dar eu fiind pastor, oarecum am făcut și pe dădacă, cât ea era la școală. Da, oarecum programul mai flexibil, da. Că, bun, acum eu câteodată vorbesc și de privilegiile care le avem noi păstorii, slujitorii. Spre exemplu, unul din ele, că biroul meu e mobil. Deci, eu zic așa mai în glumă, mai serios, păi eu că citesc Biblia în avion, că o citesc în fotoliu acasă sau că o citesc în birou dincolo pe bancă, e cam același lucru, în afară de faptul că e scaunul diferit și ăsta. Deci, în viața de slujire sunt multe greutăți pentru că trebuie să fii și la dispoziția Domnului și a oamenilor și nu poți, adică nu pot imagina dacă cineva îți spune ție la, că noi discutam inclusiv pe fișa postului și normări de timp cu legea, am spus, Doamne, dar dacă ăla mă sună la 8 seara și spune, tata e în spital și am nevoie, eu ce să-i spun, că am terminat orele de muncă și îmi spuneți dumneavoastră că nu mai pot bifa... acolo capsa cartela și celelalte, pe lângă toate chestia că nu te anunță nici când mor, nici când undă, nici când alții și asta, e, hai să recunoaștem și partea mai flexibilă în care tu spui, Doamne, eu oricum îmi fac orele de lucru, că eu și așa nu lucrez după ore, ci lucrez cât. Și atunci dacă dimineață trebuie 2 ore sau trebuie să-mi duc eu copilul la grădiniță, jumătate de oră, iau o pauză, îmi duc copilul la grădiniță, mă duc și mai fac vizite sau ce fac, la 12 mai iau jumătate de oră, practic mi-a luat pauza, care poate nu și-o poate lua soția ta, mi-a luat pauza atunci că îmi permite chestia asta și slujesc în continuare. Și aici cred că asta mă gândeam la toți, mai ales să zic dacă vorbim de slujitorii tineri, când e vorba de copii, nu m-a deranjat niciodată chestia asta cu flexibilitatea, dar oarecum am așteptat de la fiecare și responsabilitatea. Mulțumesc lui Dumnezeu că pot face asta. Și să știi că mi-a fost câteodată așa când mai auzeam unele cazuri, le-aș mai fi zis ceva și la unele neveste de păstori, știi? Deci asta m-a deranjat că unele în loc să se bucure, să spună, măi, chiar am privilegiul ăsta că soțul poate face ceva, poate câteodată dacă nu suntem atenți și soacra și mama să creadă că eu chiar sunt disponibil, adică știi, eu lucrez. Bun, și bărbatul ce face? Nu, și bărbatul lucrează, are privilegiu că se poate, își poate lua pauza altfel decât tine. Dar e mare lucru, mai ales că nu ai pe cineva, știi, e mare lucru să poți să faci. Bănuiesc că ai mai făcut și predici cu copilul în brațe, sigur. Și cu, știi, e interesantă chestia asta, dar nu le spunem pe toate, știi. Aș completa aici că de ajutor au fost și frații din biserică, unde am slujit. Când eu am fost plecat, erau câte o zi când nu puteam, puteam apela la o soră din biserică care putea să vină. Super. Să ne ajute. Foarte, deci, frumos. A fost de mare ajutor. Foarte frumos, da. Mare ajutor. Foarte frumos. Bine, foarte frumos din partea fraților și înțeleg din partea voastră că puteați fi și voi cu figuri în cap, că eu nu-mi las copilul, nu știu ce, nu, dacă nu-ți lași copilul, știi, lași, că asta este viața, nu e... Voi? Noi primim la Domnule, avem 5 băieți. Mamă, tu, deci tu-ți faci echipă din fotbal, mi-ai scăpat de chestia asta. A zis el cu oarecum ceva. Dacă m-am lăsat de fotbal, măcar rămân în antrenorat. Da, da, da. Moda. Ultimul s-a născut acum 15 zile. Soția mea s-a dedicat full-time creșterii lor, dar așa cum spunea și fratele Daniel, primim la Domnului, pot să o ajut,
enumerați câteva variante, duc copiii la școală, iau de la școală, mai fac anumite activități cu ei în timpul zilei, iau cu mine la biserici, la conferințe, deci dacă plec, niciodată nu plec singur. Cu mine unul, doi, mai pun și pe ei să mai slujească, mai vorbim pe mașină. Nu, dar să știi că pot fi și niște avantaje, da. Pot fi și niște avantaje, adică pe de o parte sacrifici tu, pe de altă parte poate că sunt părinți care nu petrec atât timp cu copiii și eu am încercat să fac chestia asta când s-a putut și cum am putut, poate nu suficient, ori să mai iau unul cu mine, așa și să fie acolo, le plăcea și lor, copiii îi duci prin lucrare, au ei figurile lor în cap, dacă puteam să plecăm undeva împreună, dar sunt, nu e ușor, dar e frumos, viața de slujire este frumoasă. Ați încuraja niște tineri băieți să intre, să se pregătească pentru slujire full-time? Da, eu cu cel mai mare drag. Practic cu toți băieții cu care am lucrat și deja erau la 16, 17, 18 ani, mi-am zis să fie deschiși la varianta ca Domnul să-i cheme. Acum, dacă n-au chemare, n-are rost. Corect, da. Noi de slujire vorbim oricum, că toți trebuie să-L slujim pe Dumnezeu. Dar vorbim de slujirea 100%, de dedicarea pentru lucrarea pastorală sau misiune. I-am încurajat să ia în calcul lucrul acesta. Din nefericire, trendul nu este unul încurajator pentru a merge. Păi asta am vrut să te întreb și eu, cum mă lămurești? Că financiar bănuiesc că nu mă poți lămuri, da, că nu. O să dau lovitura. Nu, le-am prezentat și i-am încurajat să gândească pe termen lung. Deci dacă gândești pe termen de în 3 ani mă duc dincolo, îmi iau apartament și mașină și sunt cel mai tare, n-are rost să intri în lucrare. Deci poți să faci orice altceva. Dar dacă vrei să gândești în perspectivă de 15-20 de ani, nu mai vorbim de veșnicie, beneficiile de a fi în lucrare nu se compară nici măcar cu a fi președintele țării. Corect, sunt de acord cu tine. Eu sunt pentru a încuraja tinerii. În anii care au trecut, înainte de a sluji la Băile Herculane, am slujit la Bozovici. În această perioadă am avut arul să încurajez un tânăr care este în slujire acum, pe fratele Nicu Iovescu. Prima dată el a făcut conservatorul, muzica și apoi a făcut pastorala și s-a dedicat în slujire și mă bucur că am putut să-mi aduc și eu micul meu aport ca să-l focalizez. Și în perioada aceasta am privirea țintită asupra tinerilor care le-am în biserică să văd dacă Dumnezeu a pus în ei daruri pentru lucrarea, pentru a sluji și dacă Dumnezeu lansează chemarea și pot să fiu și eu unul care să-i îndrum în direcția aceasta, mereu am și mă rog chiar și pentru aceasta ca Dumnezeu să scoată tineri pentru lucrare, pentru că eu așa o văd că în următorii ani, dacă nu de acum, deja intrăm în țara noastră într-o criză vis-a-vis de slujitori care să slujească bisericile și acum fiecare trebuie să ne dăm aportul. Criza cam de pe vremea Domnului Iisus a fost. Mare secerișul. Da, e bine că el nu este în criză, asta e bine că el nu este în criză, dar omenește vorbind, secerișul a rămas mare, rămâne mare, lucrătorii seceritorii sunt puțini. A fugit timpul mai repede decât m-am gândit. Hai că vreau să te întreb ceva. Tu gândește-te dacă vrei să dai un sfat, nu știu, bătrânilor, tinerilor, fetelor, băieților, nevestelor de păstori, mie, oricui, dar mi-am adus aminte de orfelinatul de la Pârlipăți, da? Da. Ai legătură cu el, nu? Da. Spune-ne două, trei cuvinte. Din perioada în care am slujit în Valea Almăjului, frații au hotărât ca să răspund în mod direct de orfelinatul de la Pârlipăți. Mă bucur pentru această posibilitate pe care o am de a sluji, fiind primul orfelinat baptist din România, înființat în anul 1926. El a funcționat din 26 și până în anii 1950, când au ajuns comuniștii și l-au închis, au luat și proprietățile, proprietăți care au ajuns așa într-o degradare destul de mare în ultima perioadă, înainte de 89, când au ajuns la pe mâna celor care erau așa cu agricultura și lor
devastat oarecum, însă după Revoluție frații au gândit că din nou ar trebui redeschis orfelinatul, s-au câștigat proprietățile, au început renovarea și din 1996 au fost primii copii care au venit. În prima perioadă, din 1926 și până în 1950, au crescut la orfelinat aproape 80 de copii. Cei mai mulți au fost în perioada celui de-al doilea război mondial. Am întâlnit în perioada aceasta, în anii aceștia, frați care m-au mărturisit că în perioada războiilor au fost acolo la orfelinat. Și bucuria mea este că i-am întâlnit și majoritatea dintre ei au fost oameni de nădejde și sunt și acum la vârsta lor în biserici. Frumos. Chiar unul dintre ei l-am avut până anul trecut ca și diacon la biserica din Mehadia. Și mi-a spus că în perioada războiului, pentru aproape 7 ani, a fost acolo la orfelinat. Un alt frate l-am avut la Bozovici, a murit în urmă cu câțiva ani, a fost membru în comitet și un om care iar acolo a crescut și alții. Deci ce s-a așezat atunci în mintea lor? Peste ani de zile n-au uitat și au adus roade cuvântul. Din 96, de când s-au redeschis și până astăzi, peste 120 de copii au fost la orfinatul din Prilipeț și toată perioada asta s-a semănat cuvântul în ei. Bucuria pe care o avem este mare când, chiar în perioada cât sunt la orfelinat, unii dintre ei încheie legământul cu Dumnezeu. Dar sunt alții care nu o fac, dar credem că cuvântul semănat, cântările, o experiență pe care am trăit-o cu ceva timp în urmă, câțiva ani, a fost cu un băiat care chiar nu credeam că s-a prins ceva de el cât a fost în perioada la orfelinat. Dar după ce a ieșit din orfelinat, a mers cu ei într-o excursie și a fost și el prezent. Și în perioada, în tot drumul cât a mers în excursie, din Prilipeț și până undeva în Țara Hațegului, chiar până la Deva, i-am provocat să cântăm cântări, adică pe parcursul călătoriei. Și am rămas uimit că multe cântări el le propunea, care le-am învățat. Hai să cântăm și cântarea asta. Și eram așa bucuros că, uite, concluzia pe care eu am tras-o, de fapt, nu e reală, că Dumnezeu... Ce s-a semănat a rămas acolo. A rămas, da. Deși acum generațiile care sunt mult mai dificile și mult mai greu, chiar de multe ori opun rezistență vis-a-vis chiar și de biserică, comentează, nu vrem sau asta. Dar credem că și acum Dumnezeu lucrează în viața lor. La momentul actual avem la orfinat în jur de 20 de copii, în care și personalul care lucrează sunt 10 frați, care cu dragoste arată față de copii și nădăjduim că frumos. Dumnezeu e cel care... Voi continuați semănatul, Dumnezeu va veghea să Amin. Crească. Amin. George? Cred că sfatul pe care aș putea să-l dau fraților și surorilor ar fi legat de cum câștigăm generația tânără. Este o mare provocare în sensul acesta și cred că cel mai bun exemplu este Domnul Iisus Hristos, care în ce îi privește pe cei 12 ucenici, știm că toți erau destul de tineri și este interesant modul în care Domnul Iisus Hristos procedează, se întâlnește cu ei, Matei 4:19, și le zice: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, și ei lasă totul și merg. Și întotdeauna m-am întrebat cum de Domnul Iisus Hristos a avut așa de mare succes, că eu uneori chem pe tineri și să dea o cântare și să reticiem și spun: frate, lasă-ne cu chestii de genul acesta, și Domnul Iisus Hristos îi cheamă să lase tot și ei sunt dispuși. Și secretul l-am găsit în pasajul dinainte, de la 12 la 17, unde Domnul Iisus Hristos este prezentat el însuși ca lăsând toate. A plecat din Capernaum, a lăsat meseria tatălui său în urmă, ceea ce era destul de neobișnuit în vremea aceea. Și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos fiind radical în viața lui, în dorința lui de a se pune la dispoziția Domnului. Și acest radicalism al lui, această disponibilitate de a lăsat totul pentru Dumnezeu, a reușit să creeze un impact în generația tânără. Cred că tinerii nu pot să fie înșelați cu vorbe, ei văd dacă suntem radicali în relația noastră cu Domnul, dacă chiar plătim prețul la servici, acasă, în ce privește pensiile de boală și alte lucruri care uneori se practică,
și văd dacă suntem gata să plătim prețul pentru ceea ce spun. Și cred că o astfel de viață radicală ar avea un impact fantastic. Hai pe George, acum tu pe sfârșitul emisiunii îmi dai de gândit. Deci sper că n-ai vrut să zici că eu mă duc în pensie de boală deși nu sunt bolnav și ăștia văd și zic că... Ba da, asta vreau. Am întregit o emisiune. De, oameni buni, să știți că eu, dacă îmi place ceva la generația tânără, că tot se vorbește cu postmodernism, postmodernism, nu știu ce, și zice că, domne, cum e generația? Și la un moment dat se spune că ăștia sunt dintr-o bucată, că ăștia nu sunt cu două fețe și eu zic, măriți să fie domnul, adică chiar îmi place chestia asta. Nu vreau să zic că am fost noi, dar poate că și noi am fost obișnuiți cu o față de biserică, o față de nu știu ce. Păi eu zic că este un avantaj în viața celor tineri. Păi, oameni buni, ori suntem cum trebuie, ori nu suntem. Numai că relația cu Dumnezeu și viața de credință nu e doar duminica, e și duminica, nu e doar duminica. Și atunci, nu numai generația tânără, pe oricine vrem să câștigăm pentru Hristos, ar trebui să fim ceea ce fim, adică dacă am rupt cu ceva, o rupem, ne detașăm, am lăsat barca, am lăsat-o, dacă greșesc, mă pocăiesc, mă întorc înspre Dumnezeu, deci până la urmă, că vorbim de noi de slujitori, că vorbim de mai în vârstă sau mai tineri, să ne gândim și la alții, dar până la urmă și dacă n-aș putea influența pe nimeni la o relație cu Dumnezeu. Astea sunt foarte importante pentru relația mea cu Dumnezeu și pentru veșnicia mea. Așa că mea pentru mine, pentru voi, pentru colegi, pentru ceilalți, pentru toți, este să ne ajute Domnul să chiar să trăim viața de credință în fiecare zi. Niciodată nu vom putea fi perfecți. Mergem spre perfecțiune, tânjim spre aceasta. O să avem greșelile noastre, eșecurile noastre, sper să avem și pocăința noastră și ridicarea noastră înaintea lui Dumnezeu și apoi prin harul lui să le arătăm altora că da, în Iisus Hristos putem fi o ființă nouă, că cele vechi, măcar unele să fiu și îngăduitor s-au dus, vin altele noi și în timp ce alergăm spre ceruri, abandonăm cât mai multe ca să îl câștigăm pe el și să câștigăm premiul chemării cerești. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru slujitorii pe care îi aveți, dacă sunteți oameni care frecventați o biserică. Haideți să vă spun deschis, dacă vreți slujitori mai buni, nu îi criticați, că oricum critica voastră nu îi transformă mai buni, rugați-vă lui Dumnezeu să fie oameni mai buni. De ce nu? Dacă unii puteți fi mai serioși, sunteți mai maturi ca noi într-un domeniu, prin modelul vostru arătați-ne cum să ajungem și noi acolo. Dacă unii sunteți tineri și poate chiar vedeți greșeli în viața altora, chiar să zic în viața mea ca slujitor vezi o greșeală, nu lăsa greșeala mea să te împiedice pe tine în relația ta cu Dumnezeu, pentru că n-ai câștigat nimic. Faptul că eu greșesc, faptul că un coleg greșește, nu este o scuză înainte lui Dumnezeu, este clar că eu voi da socoteală înainte lui Dumnezeu de binele sau rău pe care îl fac și tu nu poți să spui că din cauza lui Iuga, că diavolul a folosit pe Iuga să te împiedice un pic, da, asta sufer eu înaintea lui Dumnezeu. Dar și faptul că tu te-ai lăsat împiedicat și ai găsit acea bucurie să găsești în mine o scuză, va fi lucru pentru care v-ai plătit-o. Dar sperăm să nu plătim noi, să ne bucurăm că a plătit Domnul Iisus Hristos pentru toți, atunci să-L iubim pe El, să ne ținem aproape de El, să ne gândim cum îl slujim și de ce nu. Dacă pe unii chiar Dumnezeu a pus focul acela în inimă, nu trebuie să fie el foarte mare, dacă a pus focul acela și gândul pentru o slujire full time, gândește-te la lucrul acesta, roagă-te și dacă noi cumva am putea sufla un pic în focul ăla să-l aprindem, asta poate, noi nu putem pune focul, dar un pic, poate că putem face un pic de vânt să se aprindă. Fiți binecuvântați, mulțumim pentru rugăciuni, pentru tot ceea ce faceți, mulțumiți lui Dumnezeu pentru frații noștri, să fiți binecuvântați de Domnul împreună cu familiile voastre, cu bisericile voastre și pentru că veșnicia întreagă îl vom sluji pe Domnul, eu zic că nu renunțăm la slujire aici, aici, chiar dacă este câteodată mai greu, îngenunchem din nou, ne ridicăm și dacă am pus mâna pe plug, mergem înainte până la capăt. Amin. Binecuvântarea lui Dumnezeu și cu voi și cu noi.